Well, they get a load of me. Bună ziua, salutare tuturor, Alexandru Nou Tuvraciu aici. Așa cum am anunțat pe rețelele mele de socializare, voi povesti puțin despre Batman, pentru că tocmai ce a avut loc premiera peste tot în lume a filmului Batman de anul acesta, anul acesta este considerat The Year of the Bat. Pentru că vor apărea cel puțin două sau trei ecranizări în care apare acest personaj. E personajul meu preferat din benzi desenate. Îmi place mai mult DC Comics decât Marvel. Primul film pe care l-am văzut la cinematograf a fost cu Batman, dar voi povesti în alt episod despre acel film. Despre Batman 1989 povestim astăzi. Am cartea, e în limba engleză, am început să o citesc și de abia aștept să o și termin. E filmul care a apărut în 1989 și în perioada respectivă până atunci, până la momentul de atunci, Batman a apărut în seriale cu Adam West, știți cele în care Robin poartă pantaloni scurți, mai erau câteva filme din anii 60, alb-negru, cu Batman, ăsta e primul film Batman serios, dacă s-ar putea spune așa, numi așa, pentru că a venit după o idee a unei cărți scrise de Frank Miller, The Dark Knight, și oarecum a revigorat această idee a personajului Batman. În acest film el este jucat de, interpretat și Batman și Bruce Wayne de actorul Michael Keaton. Din nou, în acea perioadă au fost foarte mulți fani supărați pe această variantă de distribuire a rolului, pe care au avut tot cei de la Warner Brothers și le-au trimis vreo 50.000 de scrisori în care le-au spus ca Michael Keaton să nu-l joace pe Batman pentru că el era considerat un actor de acțiune. Și cam așa arăta Batman-ul, asta e costumul. Pentru multă lume acest film este considerat cel mai bun film cu Batman și pentru mine are un loc destul de apropiat în sufletul meu, pentru că e datorită lui s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat după, în ceea ce privește filmele cu supereroi, filme după benzi desenate. Și a avut un foarte mare succes, s-au vândut foarte multe jucării, tricouri, a fost așa un Batmania în vara din 1989 când a apărut filmul. Asta e Batman, am câteva poze în cărticica asta. Bineînțeles, Jokerul a fost jucat de Jack Nicholson. Știu că cei de la Warner Brothers l-au abordat și pe Robin Williams ca să joace rolul, dar asta au făcut-o numai pentru a atrage atenția lui Jack Nicholson și s-au folosit cumva de lucrul ăsta, ceea ce a fost un lucru foarte urât din partea lor, dar în momentul respectiv Jack Nicholson era cel mai potrivit ca să joace pe acest personaj. Practic în filmul ăsta e mai mult așa o origine a lui Joker decât a lui Batman. Michael Keaton face un rol destul de ok, adică îl joacă destul de bine, îl interpretează destul de bine pe Bruce Wayne, partea asta publică a personajului. Practic Bruce Wayne are trei, dacă ești actor trebuie să joci trei diferite personalități. El ai pe Bruce Wayne, această imagine de zi cu zi de playboy și de multimilionar și de băiat bad boy și tot felul de așa, ai pe Bruce Wayne-ul care era sincer, el cu Alfred, da, în intimitatea lui, și l-ai pe Batman, deci ai trei personalități de jucat. Aici Michael Keaton s-a descurcat destul de ok, aș putea spune, a băgat și vocea interesantă acolo la momentul cu I'm Batman, da, ia o voce diferită față de cea lui Bruce Wayne, nu foarte exagerată ca lui Christian Bale în Dark Knight-ul lui Nolan. Jokerul provenea din zona asta de mafie în filmul ăsta. Și am să vă spun foarte multe despre film. Am să vă spun să vă recomand să vă uitați la el pentru că este un film foarte bun, e un film reușit pentru vremea lui și chiar he stood the test of time, cum se zice. Adică și peste ani rămâne un film foarte bun. 5 din 5 stele, clar. Ce să mai spun? Vicky Vale, Kim Basinger este actrița care joacă rolul de love interest, cum se zice, e iubita lui Bruce Wayne în filmul ăsta. Ea e o reporteriță foarte interesată de cazul ăsta a omului liliac care apare în Gotham City. Vorbim despre orașul Gotham ca personaj separat. Tim Burton, regizorul filmului, a făcut un lucru extraordinar, a adus așa elemente de
elementele lui de goth, gotice, și a creat un oraș, o atmosferă foarte interesantă, așa, un oraș foarte interesant. Bine, ei erau făcute așa, miniaturi, tot ce veți vedea acolo, clădirile respective, dar e o atmosferă, repet, un decor foarte bun pentru povestea aceasta lui Batman. Așa că vă recomand să vă uitați la acest film și ne vedem la episodul următor pentru Batman Returns din 1990. V-am pupat! Nu uitați să dați like la clip, să vă abonați pe canalul meu de YouTube, să distribuiți clipul mai departe și prietenilor voștri și să mă susțineți așa cum puteți voi. We're an independent company!